Încerc să pun astea cumva, să le găsesc. Am găsit ochelarii, erau aici. Aici, ochelarii mei, aici, între tot. Nu știu, nu. Încerc să organizez lucruri. Check. Da. Suntem un pic mai mulți. Nu? Mai mulți ca la prima ediție. N-are nimic. E bine așa. Extra cu întâlnirea de Land Cruiser 100 România. Dacă nici acum nu mergem acum, nu mai mergem niciodată. Asta zic. O să vă arăt locul de campare, o să vă arăt mașinile, o să vă arăt fiecare cu ce a venit, cu ce s-a echipat, o să vedem sistemele de compartimentare pe bagaje, o să vedem tot felul de inovații, geamuri care se deschid, locuri de depozitare, spații, frigidere, nebunii. Discutăm despre model, despre întâlnirea care este la a doua ediție, la al doilea an. Vorbeam despre vreme, că uite ce noroc am avut anul ăsta. Vedem dacă se strică vreuna și mai e. Grătare și voie bună, ca să zic așa. Sper să fi mâncat înainte să vă uitați la material, ca să nu o fac asta. Regruparea pentru trecut mașinile pe confort și după aia mergem mai departe către locul de campare. Avem un intrus. Ce vrei, mă, asta e? Când nu se poate cu 100, o tăiem, ești nebun, în Photoshop, punem. O luăm pe aia din Spania și o punem aici. Punte pe față cu tot, power.
vremea e bună. Nu știu unde a plecat norul ăla, cine l-a luat, ce-a făcut cu el, dar nu mai e. Hai cu băieți, așteptăm tiușețile. Te-ai întors tu ăla, să nu iei praf, să nu iei tocilarule. Snorkelul, snorkelul. Și-a întors el, mă, snorkelul, mă, să nu cumva să... Poți să mergi pe jos, mă, că ne oprim acolo, la copace. Da, acolo, unde se duc băieții, acolo să ne oprim. Deci poți să mergi pe jos, asta zic. Are toba spartă. Nu e nevoie să intrați în râu. Eu am intrat ca să ocolesc lemnele alea. Bonii, spuneți-i să ia să printre lemnele alea pe acolo, știi? N-are rost să coboare în râu, n-are nicio rost. Se descurcă un chișil băia mare. Ce n-ai de urât. Hai, mă, tată, mă, tată. Hai că se poate. Hai, hai că se poate, hai. Hai cu tată, hai. Ce frumos. Ce frumos. Hai, chiar rămân să ne oprim și să restabilim care, cum, unde stă toată lumea, știi? Eu îți spun, apucă-te de băut, că eu am băut o bere, pe stomacul gol și nu te mai înțelegi cu mine, treaba ta. Eu îți spun, după aia o să fie, bea, bea că după aia o să fiu enervant. Opa, așa m-ai înjurat, de ce m-ai înjurat, mă? Da, luați și beți, bea mâță, bea că după aia o să devin enervant. Nu! Eu nu beau, nu beau că mă băt. Să aveți poftă, băieți. Cine mai bea vin? Eu nu beau că... nu. Cine bun? Ia să vedem. Facem și noi patul elegant. Și după aia mergem la băieți să filmăm, să vedem care, cum. Ce aranjat, ce saltea folosește, ce șemineu are în living. Și așa mai departe. Foarte tare șmecheria asta. 10. Se și încarcă, are acumulatori, o și... ce ai, bă? 10. 10. Ursus. Da. Bravo, frate. E bine că a plouat. Da. Noroc că am avut această construcție aici și am luat repede foaia de corp și ne-am organizat. Dar zi de unde e vreme superbă, acum plouă, acum... ar trebui să mai și ningă, ca na, să le avem pe toate. Owning de bogați, frumos, bogați, Daniel! Săraci, săraci, deci cum puteți uita, aici avem săraci, cu owning de săraci și acolo e de bogați, dar bine, diferența e la euro la lei, adică și dublu preț și aia e, e bine așa. Da. Ah, băgăm. Da. Ce mai? Ce mai? Opriți-vă!
Opriți-mă! Opriți măcelul! Opriți măcelul! Nu mai trageți! Băi, te neci, prostule! Ai grijă, prostule, că te neci! Așa, așa. E sigur? Da, nu. E ok, e ok. Da, mă, ne-am trezit. Se face gașca de plecare. Ăștia care vor să experimenteze mersul pe munte. Și e bine că m-am echipat. Și e bine că m-am spălat pe dinți și pe față și am făcut toate cele. E bine. Da, la 10 trebuie să plecăm. Asta este. Ăștia sunt mai bătrâni, stau aici, la soare. Să ia toate ultravioletele. Da, mergi cu 2.5 dacă e. E ok. Merge cu muță. E jale. Dă-i! No, no, no. Ce-a făcut ăsta, mă? Vreau să ia după tine? Vezi, mă? Băi, cu ce mașină mergem în Mongolia, mă? Hai că o pune aici pe o parte, blondule, știi ce zic? Are bară, mă, sparge bara pe spate. Îndoie eșapamentul, că n-are cârmic de la original Toyota. Asta e viața, ce să faci. Gata, 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 că s-a umblat toată bara. Eu, tău. Ce bine am călcat. Asta am zis, dacă luam 20 de țăruși la mine, aici toată ziua îi puneam să urce și să coboare astea până râu, până înapoi, toată ziua aveau de lucruri, de bun? Nu mai vreau pe munte. Rupe și un grup față aici cineva, strost.